Валентин, интересно вам, да? Ce mai faci și lumea bună? Okay. Numai unul n-are arg în țara asta, știți că mă-l cheamă pe deasupra. El toate îi face. Și ai mergând. Nu exagerați. El e trângă, nu da. Are și documentul. Documentul trângă la tipul. Are să vedem în locul ăsta. Mai am auzit vorba asta în Chișină. E trângă din coare. Lumea carne pe lumea parte. Am auzit și oare. Interesant. Să trăiți. Munca de trei zile ai echipii pașii de lucru, pe care le-am lăsat. Să te-a Domnul, numai bine, sănătate. Munca de trei zile a echipei pentru... Nu, munca de trei zile, liste. Dar dați-mi și mie bucurile în acord. E la mine, domnul Caș. Mulțumesc mult. Domnul Victor, numai bine, la repede. Mulțumesc tare mult. Așa.
Așa. Nu mai ești. Nu mai ești. Ulterior trecem pe liste. Lucrul cu listele o să dureze cel puțin mai mult. Pentru că acolo urmează fiecare foaie să fie numărată, sistematizată, cusută, sigilată și semnată. Dosarul să facem pe raion. Bine, haideți să trecem. Este de mersul? Da. Și la mea o doresc. Ok. Așa. Am dat de așa. Declarație pe limba sunt semnată. Este. Declarație de aliere. Confirmarea reprezentantului și drept de vot consultativ. Exact. Și actul de studii, identitatea, și de mers cu privire la trezorier. Și copia buletinului. Este. Așa. Declarația privind consimțământul de candidat. Copilă. Dați-vă biografia de candidat.
ofilă. Declarația de avere și interese personale de mașa. Nouă ofilă. Certificatul medical. Ofilă. Declarația de sistemare din funcție. Portare cu 3.5. Ofilă. Așa. Suplimentar avem demersul cești în vii cu confirmarea reprezentantului grupul consultativ, două fide. Da, da, da. Și de mers succes în ghei confirmarea persoanei responsabile de finanță 30 de lire. În format electronic simbolul este la dumneavoastră. Da, simbolul electoral nu se, el este ca o imagine grafică și nu se produce. Două fide. Două fide. Două fide. Simbolul electoral. Asta ne-am văzut cum două exemplare. Așa, simbolul electoral. Două fide plus pic. Două fide plus actele sunt prezentate. Acum trecem la și ne-au luat să merge orașul aparte, suburbiile aparte sau cum? Uitați, noi cu nota informativă avem niște suburbiile în Portocătien și ele sunt okay, aur. Bine. Și Chișinău este primul. Bine, eu propun în felul următor. Asta o pun, nu? Poala asta. Și o dăm. O dăm și trecem. Așa, tot sunt două zi. Rămân la noastră. Asta rămâne la noi, da? Da. Rămâne. Acum ca noi să verificăm. Noi acum le luăm cantitativ și noi ne uităm. Hai să luăm. Chișinău. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 de fire. Chișinău, 48 de fire. Da. Așa, trecem prin suburbii. Văd... Sângera 4 fire. Văd Ghidigiciu. Ghidigiciu, una, două. Două fire Ghidigiciu. Da, exact.
80 km. Ulterior avem chestia dată, în mijloc urmează să facem două găuri, uh-huh. Legăm, sigilăm, semnăm și trecem și ficăm. Așa. Ghidighiciu, două file. Este. Așa. Sângera, una, două, trei, patru. Patru file sângera. Grătiești. Una. Una. Grătiești o filă. Grătiești cu. De ce ai? Una. De ce ai? Una. Stop, ce ai? Băciuni, o filă, trătiești, o filă, sângeră, 1, 2, 3, 4, 4 file, ghidighici, 2 file. Da. Dar nu vreți să ne iau și după deja? Da, ok. Dar nu mai am ce mai să ne iau, nu?
da? Rămânem noi. Da? Cu tot ori grupul din ție. Eu tot semnesc fiecare de asta. Eu când vă mulțumesc. Dacă sunt în aceeași zi de zi, am fost candidat. Procedura de tragere la sort. Așa, aici? Da, aici în sediul comisiei. Astăzi deja sunt mai mult de un candidat care este respectiv pentru astăzi la ora 17:00 se organizează ședința de tragere aici la sort. În sala de ședință. Ok. Atunci ne vedem la 17:00. O zi bună. Sincer, cum este, căutam ștampila de la partid cu toți colegii de la oficiu. Îmi cer iertare, da, am declarat că am venit la 11:30. Eu în acest motiv am întârziat, pentru asta îmi cer iertare de la dumneavoastră și de la Tomas Media. Câte semnături ați reușit să colectați? Am colectat în total 24.122 de semnături. Vorbesc despre semnăturile care au fost verificate, deoarece toți colegii n-au dormit niciun minut în noaptea aceasta, deci verificarea semnăturilor s-a finisat astăzi abia la 9:30 dimineața, deci deoarece toată noaptea, adică ieri seara târziu, au început să vie listele din raioane, au fost verificate, deoarece noi avem o tradiție în fiecare scrutin, deci nu că am adunat calăcolcul, știți cum am adunat și le-am pus și să-și bată capul ce cum nu-i corect. Au fost verificate semnăturile, am găsit liste, știți cum la noi în țară. Deci când se muncește, le-ar spune liste muncite. Deoarece cineva a semnat pe căruță, cineva la o masă, la cort, cineva în stradă și chiar după liste se vedeau că sunt liste muncite. Și de asta vreau să mulțumesc la toți colegii din țară, la toți cetățenii de Republica Moldova care au semnat foarte operativ. Dar a fost greu procesul în contextul pandemiei? Știți cum, pentru noi n-a fost complicat, deoarece avem nou primar de oraș. Am rugat mai mulți colegi din primărie și au luat concediu din cont propriu ca să nu se ocupe cu colectarea semnăturilor, având mandatul de primar de oraș sau de sat, nu-i corect. Și de asta a mers foarte ușor, a mers bine. Am văzut că în prima oră când am stat în Chișinău s-au colectat semnături, peste 100 de semnături în prima oră, am dat startul în capitala Republicii Moldova. A fost până la urmă ok. Domnul Năstase v-a luat azi înainte, a depus cu el primul. Da, nu suntem la olimpiadă. Dacă merge vorba, care vine primul, dar pe cuși, dacă se merg după logica dumneavoastră, pe eu sunt mai nantuț ca Năstase, înseamnă că eu o să fie tragere de sort la 17:00. Important este altceva, nu cine a depus primul, cine a depus a doilea și cine va depune a cincilea. Important este ca să convingem astăzi toți cetățenii de Republica Moldova să participe în alegeri. Am văzut și am auzit foarte multe voci disperate. Am discutat cu mai mulți tineri care mi-au spus că nu vor să audă din 90% din toți politicienii din Republica Moldova. Și ca alegerile din 1 noiembrie să fie o sărbătoare pentru toată lumea, adică oamenii să fie cu dispoziție și nu doar cu o speranță de a schimba ceva în Republica Moldova, dar să fie oamenii să fie conștienți că некотант камуша зачап паркидор что есть камуш балуани роши хришка шалки лечить сав факут сав пермиску парире дерев он скрутили прецеденте уни конкуренции электораль качество очистил лукру рыти снумая было это осталось фей его смерку опелу лачат эти опелу позитиви да и у вас то кандидез кунскуп фуартиклар пентрука
Printre primele decrete de președinte, ca noi să putem dizolva Parlamentul. Toți cetățenii din Republica Moldova, moldoveni, ruși, români, găgăuși, bulgari, auzi, мы хотим досрочные парламентские выборы. 80% политиков коррупционеры, негодяи и так далее, и так далее. Шедак уамни вор античпати. Сфи античпати, ну, дим факту, каду дон ю кумбарат пчинева один мажоритати, шаку майка отъелся, и кумпери галцы напой. Ши факту, к штискум, Додон, acum îți gândești foarte bine la anticipate, chiar e gata să cedeze ca să știți și guvernul, chiar și altele partide să voteze pentru demisia guvernului și să împarte unele funcții. Credeam acum, noi astăzi noaptea verificam semnăturile, dar prin oraș m-a contactat mai multe persoane care cunosc despre ce vorbesc și spun că, deci tu verifici semnăturile, dar noi împărțăm SIS-ul, CNA-ul, SPPS-ul și tot așa, zic, statul sunt, dar ce se întâmplă? Dodon înțelege că pierde alegerile prezidențiale și înțelege că va fi șomer și Dodon o zvii la ProTV, la jurnal. Domn președinte, că nu și-a depus, nu și-a anunțat candidatul. Merge vorba că nu contează când își va anunța. Important este că va pierde aceste alegeri și Dodon nu poate fi niciun studio. Ex-președintele Republicii Moldova, ex-președintele Partidului Socialist. De asta vrea să devii măcar un deputat și, mă rog, fac un apel acum la toți concurenții electorali, cei ce ține de o campanie transparentă, de o campanie curată. Pe timpul Plahotniu, că am văzut, am fost martori împreună cu toată mass-media și cu toți cetățenii din țară, la fel de fel de filmuleț, fel de fel de dosare inventate. Au fost umiliți și reprezentanții societății civile, și unii reprezentanți mass-media, și policieni, și simpli cetățeni. Eu vreau să-i spun lui Dodon să fie foarte clar. Dacă cumva eu aud despre că vreți să scoate vreun concurent electoral din alegeri, nu merge vorba doar de mine, merge vorba în general. Că să începe a împărți baloane cu gaz, cum au câștigat socialiștii la Hâncești. A lui Dodon să-i fie clar că acest balon cu gaz, ori ați vin și să-l pun în cap la dânsul în birou, ori cel puțin în 2-3 ore, după cum își permite vreo ilegalitate contra cetățenilor, contra unui concurent electoral, apoi următorul live o să fie asta un fotoliu lui Dodon la dânsul în birou. Plus îl rog pe Dodon frumușel să cheme serviciile necesare, să facă o dezinfectare în birouri. Îi mulțumesc că nu a reparat călădirea prezidențială, dacă mergeți noapte, vedeți culoarea alb și albastră, știți cum, adică chiar îi mulțumesc că se potrivește la culorile partidului nostru. Deci, sor, să-și scoată. Dacă o pus niște cartofi în primăvară și retrăiește că trebuie să le culeagă după turul 2, nu e nicio problemă. Eu să le culeg și să le duc pe urmă înapoi. Important să le iasă, tot așa. Okay? Bine, eu vă mulțumesc, vă doresc o zi cât mai frumoasă și o să merg prin toată țara să spun mulțumesc la toți cei care au semnat, la toți cei care mă susțin și la toți cei care vor o schimbare. Vă doresc o zi bună.